Vă salut, eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi o să vă prezint un uscător marca Beko. O să pun și eu poza aici. Din ce am reținut, codul ar fi B3T41242, dar o să pun aici jos exact ca să știți despre ce e vorba. De ce filmăm un uscător marca Beko? Pentru că asta am primit la filmat, am venit la cineva acasă să vedem despre ce este vorba. Așa că haideți să mergem să-l filmăm. Bun, am ajuns să filmăm uscătorul. Aici avem modelul B3T41242, seria, ca să știți ce înseamnă prima cifră, este anul de fabricație, adică avem un uscător proaspăt fabricat și livrat la domiciliul clientului. Modelul e de 7 kg, cu o clasă energetică A cu 3D+, da? Ați auzit bine, din ce am reținut undeva la 160 de kW pe an consumul calculat de producător. Avem și aici o indicație cum că ar fi din seria B300. De ce l-au ales? L-au ales din cauza că este slim. El este pus într-o debaraua. Aici avem și indicațiile cum să folosim și să curățăm corect filtrele. Aici avem ușița care ne dă acces la condensator. Și ce îmi place față de uscătorul meu de acasă, avem și o perie. În ideea că eu am ajutat la curățarea produsului și m-am tăiat la deget. Avem aceste două cleme. Iar aici avem condensatorul unde vom putea folosi peria foarte ușor pentru a curăța condensatorul. În partea de sus avem și aceste filtre. Mare atenție că să nu le rupeți, le puteți curăța manual, adică cu mâna sau cu un aspirator. Tot manual o să o faceți, dar cu aspiratorul și aici este cel de-al doilea. Acesta se umple mai greu, dar cel de aici se recomandă golirea lui după fiecare ciclu de uscare. Și în partea de sus avem rezervorul pentru apă, care tot așa recomandăm să-l goliți după fiecare ciclu de uscare. Aici în interior, ce vreau să vă anunț, e că are un sistem foarte interesant în care se umple cu apă până la nivelul maxim sau cât avem nevoie prin fanta de aici, iar aici ne ajută să relaxăm fibrele, să le pregătim pentru călcat. Așa că v-am prezentat exteriorul mașinii de uscat, a venit rândul să vă prezint și interiorul, mai exact programele. Și avem așa, o să le luăm pe fiecare în parte, dar înainte de asta vreau să vă spun că avem nivelul de zgomot undeva la 65 de decibeli, dar dacă cumva am greșit o să notez aici. Bun, avem butonul de pornit oprit, să-i spunem așa, panoul din partea dreaptă este cu comenzi de tip touch, iar de aici vom începe să alegem programele de uscare. Față de alte produse de la ei, cum ar fi mașinile de spălat, care putem personaliza timpul de spălare, aici nu putem personaliza timpul de uscare. Singurul lucru ce îl putem face este la marea majoritate a programelor putem regla nivelul de uscare. Adică mai avem și variante pentru a pregăti pentru călcat sau direct pus în dulap. Sau extra uscare, unde avem cât mai multe plusuri. Funcția aceasta unde ne arată această săgeată stânga-dreapta, după ce termină de uscat, hainele vor începe să se învârtă stânga-dreapta pe o perioadă de timp până la un moment dat când se va opri singur. Dacă apăsăm scurt, activăm lumina din interior, numai puțin să vă arăt. Vedeți? Dacă apăs din nou, vom stânge becul din interior. Așa. Iar aici, ca să nu ne mai deranjeze cu diferite zgomote. Dar eu vreau să mă deranjeze. O să dau puțin nivelul de uscare mai jos, în ideea că, teoretic, pot să setez și temperatura. Acum, din câte știu, o temperatură exactă nu am undeva ca și informație. Aici știu că reglăm nivelul de uscare, cât de tare să fie, și aici posibil să fie funcția de extra uscare. Dar voi verifica. Avem și funcția de a scurta timpul de spălare sau de uscare sau să-l personalizăm, dar o să vedeți unde este compatibil. Programarea întârziată să înceapă să lucreze peste un anumit timp și butonul de start.
am să vin cu o corecție și o să vă spun că de aici selectez temperatură scăzută. Nu reglez o temperatură mai mare cum credeam eu inițial. Iar aici, într-adevăr, setăm nivelul intensității de uscare. Vom merge, haideți să vedem ce timp de lucru avem. 3 ore și 10, 3 ore și 20, 2 ore și 5 dacă lăsăm ușor umede pentru a fi călcate. Iar un program normal 3 ore. Orice uscător are și un senzor de umiditate, automat în funcție de cum simte ea va ajusta acel timp. Avem Mombac Eco, dar deja nu mai ne lasă să intervenim de niciun fel. La programul de sintetice avem o oră și 10 minute, programul standard. Dacă modificăm nivelul de uscare, o oră și 20. Dacă nu folosim uscarea la maxim, o pregătim pentru călcat, avem 50 de minute. Un program mixt, haine mixte, avem 2 ore, 2 ore și 10, 2 ore și 20 și ne lasă să folosim și temperaturi mai scăzute care ne ridică timpul de uscare cu 10 minute. Program pentru lână, 2 ore 40, nu ne lasă să folosim temperaturi mai scăzute, dar în schimb, dar nu ne lasă nici să folosim nivel de uscare. Programul de noapte face aparatul să fie mai silențios, se va folosi foarte mult rotirile, ne lasă să ajustăm și timpii în funcție de nivelul de uscare. Ați văzut că avem de la 4 ore, 4 ore și 10, 4 ore și 20, până la 3 ore și 50 când folosim pregătirea pentru călcat și ne lasă să folosim și temperaturi scăzute. Program delicat. Am observat că dacă folosesc și eu programul acesta, nu este perfect umed de hainele, dar nu mai am probleme să-mi iasă strânse, adică să le usuce și să le fac un pic mai mici hainele. Și atunci prefer să folosesc programul acesta de 2 ori. Să vedem dacă ne lasă să ajustăm timpii, după cum ați văzut, 35 de minute, 45, 55 și o oră și 5 minute și ne lasă și temperaturi scăzute și vine partea importantă, bineînțeles că nu ne urmează time program, adică aici vom putea personaliza timpul de lucru cât considerăm noi că este necesar pentru a scăua rufele, dar în schimb nu ne mai lasă să reglăm de aici și nici temperatură scăzută. Deci vom da când până la 2 ore și 40 am văzut maxim. Următorul program este un program dedicat pentru blugi, unde avem 2 ore. Putem să creștem timpul, dar nu avem funcția de antișifonare sau pregătirea pentru călcat, mai bine spus. Da, pregătirea pentru călcat. Și putem folosi 2 trepte extra pentru uscare și ne lasă și temperaturi scăzute. Ținută sport, 2 ore și 15 minute. Putem să-l și creștem până la 2 ore 35 sau chiar 2 ore și 15 minute programul de bază și nu permite să folosim programul de călcare ușoară și nici programul de temperaturi scăzute sau să modificăm timpul de uscare. Timpul de uscare în afară de programul de aici nu ne lasă să setăm nicăieri. Avem programul Downwear unde avem așa. Ne pune automat extra uscare, ne lasă să-l folosim și mai intens, dar nu ne lasă chiar toate treptele și nu ne lasă nici temperaturi scăzute. Iar ca și durată 3 ore și 10 sau 3 ore și 20. După aceea avem un program de cămăși care durează 50 de minute, extra uscare pe două nivele și ne putem lăsa pregătite și pentru călcat și ne lasă să folosim și temperaturi scăzute. Daily Express, aici s-ar putea să ne lasă să mai modificăm câțiva parametri în plus. Automat e un program scurt de 30 de minute, din câte știu majoritatea uscătoarelor au. Nu ne lasă să folosim tasta de aici.
ne lasă în timp, în schimb temperaturi scăzute, să dezactivăm și doar atâta, 30 sau 40 de minute timpul de lucru, un program, iar următorul program este Hygienic Drying, adică uscare igienică. Zice că programul se poate folosi pentru o igienă suplimentară, probabil folosește mai mult abur. Am uitat să spun la fiecare program ce încărcătură avem voie să punem, ca și kilograme de rufe, dar am să vă scriu la fiecare în parte care este încărcătura maximă în video. Iar ca și ajustări să vedem dacă ne lasă să facem, nu, aici nu, și nici temperaturi scăzute, probabil se folosesc temperaturi mai mari pentru a fi mai igienic, iar programul de Hygienic Refresh este un program care se pune hainelor gata spălate pentru igienizare sau dacă e un articol care a fost spălat și doar vreau să-i fac un fel de reîmprospătare și pentru asta e dedicat programul, iar ca și încărcătură maximă ne lasă să punem 1,5 kg, iar la Hygienic Drying avem maxim 5 kg. Haideți să vedem dacă ne lasă să facem și diferite setări, din păcate nu, temperaturi joase nu și cam astea ar fi. Steam Cure, sper că spun bine, Recycle Dry, se referă că se folosesc materiale reciclate pentru tamburul, pentru cuva, cea care nu se vede, aici e tamburul și nu numai. Așa că acesta a fost clipul cu uscătorul Beko, sper că v-a plăcut. Este slim, care o să-l căutați, prețul din ce am înțeles a fost destul de bun în momentul achiziției. Uscătorul are maxim o lună de zile. Ce părere aveți despre acest uscător? Scrieți-vă rog în rubrica de comentarii. Ați văzut că are partea aceea de plastic foarte interesantă, programe de igienizare. Este un uscător slim, cei care aveți probleme cu spațiu este perfect pentru voi. Este și econom, în ideea care o clasă energetică A cu 3D+. În momentul de față se vinde undeva la 2750 de lei, dar dacă îl urmăriți la o promoție bună, cum l-a urmărit și posesorul, l-a prins la în jur de 2300, undeva pe acolo. Așa că fiți pe fază dacă aveți nevoie de acest model. Eu am fost Bogdan, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Nu uitați să vă abonați în continuare, să apăsați butonul de like și până data viitoare, să auzim de bine. Vă salut! Pa, pa!